Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 are alocate 8,128 miliarde de euro, la care se adaugă contribuția statului român de 20%. Ca atare, PNDR 2014-2020 va beneficia de aproximativ 10 miliarde de euro, concentrat fiind pe un număr mai restrâns de măsuri. Prezent la Alba Iulia pentru a prezenta pe larg programul fermierilor și primarilor din județ, subsecretarul de stat Nicolae Popa, director general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a precizat că de la sfârșitul lunii martie se vor lansa primele trei măsuri din PNDR 2014-2020. Începând cu luna martie, la sfârșitul lunii martie, se lansează primele trei măsuri de finanțare. E vorba de măsura 1-2-1, deci 4-1, dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole, unde se acordă pentru anul acesta 200 de milioane de euro. Măsura 1-1-2, instalarea tinerilor fermieri, care se acordă în prima fază, acum anul acesta, 111 milioane de euro. Și măsura 19-1, e vorba de animarea teritoriului, e vorba de lider, de 2,4 milioane de euro. Pentru celelalte măsuri, inclusiv măsura 3-2-2, lunile iunie-iulie sunt termenul de start al lansării proiectelor în programul 2014-2020.